Dacă stilul tău de învățare este că din cursuri și conferințe extragi ceva ce te ajută, du-te, dacă nu, nu. Dacă stilul tău de învățare este cititul cărților, citește, dacă nu, nu. Eu am o părere un pic mai nuanțată decât asta și opinia mea aici este următoarea. Ai un stil principal de învățare și celelalte metode de învățare sunt adjuvante pentru stilul tău principal de învățare. Chiar dacă stilul tău de învățare principal nu este scrisul, faptul că ai fost la o conferință și ai luat notițe ajută la fixarea informației, pentru că tu probabil ai un stil auditiv de învățare, adică îți place să legi concepte între ele în dialogul tău interior, preponderent în emisfera stângă a creierului, pentru că acolo se procesează dialogul interior. Însă în momentul în care scrii cuvintele pe hârtie, utilizezi celelalte două simțuri, vizual și kinestezic, și faci informația să fixeze. Dar secretul este că stilul tău principal de învățare e auditiv în acel caz, iar scrisul este un adjuvant kinestezic vizual pentru felul în care tu procesezi informația auditiv. Mă puteți urmări? S-ar putea să te ajute de asemenea să asculți vorbitorul respectiv în alte contexte ce a mai spus, pentru că vorbitorul respectiv are o anumită topică a frazei, leagă ideile între ele într-o anumită secvență și într-un anumit fel, și dacă felul în care le leagă ți se potrivește, ăla e motivul pentru care înveți masiv de la acel speaker și nu de la alt speaker. Speakerii au stiluri diferite, unii vorbesc un pic mai metaforic, cu analogii, alții vorbesc extrem de practic, pragmatic și așa mai departe. Un speaker bun trebuie să aibă capacitatea să adreseze tuturor celor patru inteligențe, respectiv pragmatismului oamenilor cu inteligență fizică predominantă, emoționalității oamenilor cu inteligență emoțională predominantă, logicii și rațiunii oamenilor cu inteligență mentală predominantă și din perspectiva alinierii și transmiterii cu integritate a sistemului de convingeri către oamenii cu inteligență spirituală ridicată. Pentru că în momentul în care ceea ce transmiți este fără fisură, este perfect aliniat și congruent și ceea ce spui coincide cu ceea ce faci și nu există conflict între ce spui și ce faci, asta este calea regală pentru urcarea într-o zonă un pic mai sus din punct de vedere spiritual în conectarea unei comunități. Avem nevoie de toate patru, asta e motivul pentru care probabil ați observat cei care ne însoțiți de ceva vreme că, virgulă, cursurile noastre nu sunt cu un singur individ pe scenă. Nu avem cursuri cu un singur individ pe scenă decât dacă sunt extrem de scurte, 2, 3, 4 ceasuri și atât. Și chiar și acolo tindem să aducem invitați, să aducem pe cineva care vorbește înainte, să invităm pe cineva pe scenă. De ce? Pentru că avem nevoie să ni se reamintească iar și iar că nu există un zeu sau un guru sau un erou, că toți putem să ne îmbunătățim viața și la un moment dat se întâmplă să fiu eu pe scenă, la alt moment dat se întâmplă să fie altcineva pe scenă. Pe la jumătatea carierei mele, acum vreo 12 ani, m-am dus la coach-ul meu. Și unul din lucrurile pe care mi le-a spus atunci a meritat toate sesiunile de coaching dinainte și de după. Mi-a zis, vreau să-ți reamintesc că tu ești public speaker și trainer. Zic, știam chestia asta. Zice, știu că știai, dar uneori ai nevoie să se reamintească. Zic, de ce? Zice, pentru că voi ăștia care faceți scenă și vorbiți în public iar și iar, acum vorbesc 160-170 de zile pe an pe scenă, atunci vorbeam în jur de 100 de zile pe an, voi ăștia aveți nevoie să faceți doliu după omnipotență. Doliu după omnipotență. Adică aveți iluzia că dacă spuneți pe scenă cu o anumită energie și într-un anumit fel, bunica mi-a zicea mai simplu, să umflă tărâța în tine. Să umflă tărâța în tine și ai impresia că ești mare sculă pe basculă. Nu ești nimic. Ești un individ care întâmplător are ceva de dat și sunt niște oameni care au ceva de luat și asta creează premisele unui context mișto. Educațional și de entertainment. Pentru că aici în sală sunt specialiști în diverse domenii. Avocați, medici, antreprenori.
eu dacă am de reparat ceva pe interior și mă duc la un medic, pot să fiu tata lui public speaker-ul. Ăla o să-mi spună, ia dezbracte, să te consult. Și eu zic, da, eu sunt public speaker, bine. Deci, e important să ne amintim ca lideri exercițiul de smerenie. Și de fiecare dată când cineva ne dă feedback, chiar dacă nu ne convine cum ne-l dă, când ne-l dă cu barda sau cu lopata, e important să separăm felul în care este dat feedback-ul și să luăm ceea ce este potențial valoros de acolo și să introducem în sistem pentru a putea deveni mai buni.